Doamna Maria are astăzi 48 de motive de a fi mai fericită, mai tânără și mai proaspătă. Noi încercăm să-i aducem în minte de ce astăzi trebuie să fie cu zâmbetul pe față. Îi spunem la mulți ani din partea copiilor, din partea nepoților și a oamenilor care știu să o respecte și să o iubească. La mulți ani, doamna Maria! Doar pentru ea îmi bate inima și nu pot să opresc, se strige te iubesc. Doar pentru ea orice s-ar întâmpla, cu o lume m-aș lupta. Doar pentru ea aș ridica soarele din mare în zorii gri. Doar pentru ea, doar pentru ea, și norii de îndoieli s-ar risipi. Aș aduna litere strivite din povestea ei, doar pentru ea le-aș repara. Doar pentru ea îmi bate inima și nu pot să opresc, se strige te iubesc. Doar pentru ea orice s-ar întâmpla, cu o lume m-aș lupta. Doar pentru ea și tot ce mi-aș dori ar fi ca într-o zi, la întrebarea mea ea să-mi răspundă da. La bine și la greu voi fi aici mereu, doar pentru ea. Doar pentru ea îmi bate inima și nu pot să opresc, se-i strige te iubesc. Doar pentru ea orice s-ar întâmpla, cu o lume m-aș lupta. Doar pentru ea. Facem când o femeie nu are 48 de ani, dar de dimineață s-a trezit și a zis 18 cu o mică codiță. Bineînțeles că s-o aplaudăm, nu? Da. O aplaudăm așa ca și cum dimineața am băut numai ceai și numai cafea. Eu număr până la 3, punem telefoanele jos și încercăm să aplaudăm din suflet. 1, 2, 3 și aplauze! Da. I-aș vrea mult de tot să veniți rând pe rând, câte unul, să o îmbrățișați pe Maria, să-i dați putere să asculte mesajul acesta. Thank you.
Așa s-a întâmplat că de familia voastră, cea care este departe, eu deja de mult sunt legată emoțional. Emoțional îi înțeleg cât de greu le este să stea la telefon și astăzi să-și felicite mama. Emoțional îi înțeleg cât de greu este să-și vadă fetițele astăzi atât de frumoase și greu să înțeleagă că nu le pot îmbrățișa. Emoțional înțeleg o femeie frumoasă de 48 de ani astăzi plânge ca o fată mare, fiindcă înțelege că în suflet ea rămâne a fi încă cea tânără, cea care știe că viața este înainte. Astăzi am fericirea să fiu iarăși în fața voastră, doamna Maria. O femeie puternică, o femeie care a durat prea multe, o femeie a cărei cărți eu aș cumpăra-o din librărie și aș citi-o cu plăcere, să știu că la sfârșit totul se termină cu bine. Astăzi, doamna Maria, am doar cuvinte de laudă. Am acele cuvinte pe care dumneavoastră nu le meritați astăzi. Le-ați meritat tot timpul. Astăzi, doamna Maria, vreau să fiu în fața voastră cu un tort care este pentru a glorifica viața pe care o aveți. Iar eu mesajul de felicitare am să încep să-l spun din această clipă. Scumpa și draga mea, mămică, cuibul părintesc este mai bun atunci când mama ne așteaptă acasă. Acolo unde dragostea se mulțește la mii de ori, iar grija este atât de frumoasă. Astăzi, mămică, de departe, noi toți trei ne-am îmbrățișat și am zis: mama noastră merită să fie lăudată și să îi se spună ceea ce a meritat să audă tot timpul. Draga noastră mama, ai avut o viață care cred eu că a fost scrisă de Dumnezeu la furie. N-a înțeles că pe umerii tăi ți-a dat prea multe. Ai fost prea tânăr când ne-ai adus pe lume, pe Andy. Ne-ai luat odată în brațe și ai zis că totul va fi bine. Ai rămas singurică, cu noi doi în brațe, iar astăzi în brațele tale sunt două nepoțire. Ne-ai crescut pe ambii prin atâtea greutăți și ai știut, mamă, că totul va fi bine la timpul cuvenit. Ai fost pentru noi și tată și mamă. Ai avut un caracter mereu puternic și ai înțeles că doar de tine depinde fericirea noastră. Mâinile tale au fost muncite prea mult. Iar astăzi, mamă, vreau să-ți spun că respect fiecare zi pe care ai dedicat-o acestei lumi și nouă. Am crescut mari. Te-ai îmbolnăvit, mamă. Și așa cum am plâns noi cu fratele umăr la umăr, n-am mai plâns niciodată, fiindcă am înțeles că cea care ne-a purtat 9 luni sub inimioară poate să plece prea repede, încă netrăind această viață. Mama, atunci încă aveai atâtea greutăți pe capul tău și ai înțeles, mămică, că dacă dispar, problemele nu dispar. Și ai zis să mai dai o șansă vieții și ai rămas aici, alături de noi. Nu ne vom sătura să spunem mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătatea pe care o ai acum și pentru viața pe care ne-o dărui nouă. Astăzi, mamă, împlinești 48 de ani. Pentru noi însă ești cea care ne-a adus pe lume, prea tinerică, mamă. Astăzi, mămică, îți mulțumim că ai fost mândria noastră, ești mândria noastră și vei fi mereu fericirea noastră. Astăzi, mamă, vrem de departe să-ți spunem că totul a meritat. Cine era să creadă că o fetiță tânără, firavă, era să ridice 2 copii, să treacă peste atâtea obstacole și niciodată să nu cedeze. Ne-ai învățat să fim puternici, iar astăzi cu putere îți aducem dragostea înapoi. Numele nostru ne l-ai dat de Dumnezeu, iar atunci când unul din noi s-a căsătorit, automat ai devenit mamă de 3 copii, 2 băieți și o fată. Iar numele lor este care? Haideți să ne spuneți cum se numesc ei. Danuță, Mihaiță și Danuță. Danuță, aplauze și pentru ei, că le este bine acolo departe, dar trist, trist să le știe departe de mama lor. Astăzi Ghenuțu, astăzi Dănuțu, Mihailuțu m-au rugat. Vă rog frumos un tort pe care mămica l-a meritat tot timpul. Din bucățica ei de pâine, mereu împărțea pânica în două, pentru mine și fratele meu. Însă niciodată nu-și lua fărâma pe care a meritat-o. Uneori înghițea noduri de foame, dar știa că copiii lor este bine. Astăzi, mamă, îți spune mulțumesc pentru tot și pentru tate. Ești mai mult decât mama noastră. Ești familia noastră. Ești și tata noastră. Ești familia noastră.
Astăzi vrem să-ți oferim acest tort. Bubuți, pentru fiecare fărâmă de pâine pe care tu, mămică, n-ai luat-o atunci când ți-ai fi dorit. Astăzi vreau mult de tot ca tortul acesta să fie oferit de două prințese mici. Doamne, voi creșteți pe zi ce trece fetelor, deveniți tot mai frumoase, tot mai firave. Una îi seamănă foarte mult Mihaelei, cealaltă lui Ghenuțu și ambele seamănă unchiului. Da, nu am înțeles, toate ați luat ceva de asemănare. Cine era să creadă că era să creșteți doi copii, era astăzi să vă bucurați de nepoți. Atunci când greutățile erau încă în casa voastră, era să vă imaginați că o să fiți așa fericită. Însă Dumnezeu a zis, după atâtea greutăți trebuie să vină fericirea pe chipul acestei femei. Și mă bucură că soarta a fost foarte bună cu dumneavoastră în ultimii ani și cred eu că aceasta este munca dumneavoastră. Așa a vrut, ca copiii voștri, sau unul să fie plecat și unul acasă, sau ambii să fie plecați și mai greu i-am prins pe toți într-o singură poză. Dar se rezolvă atunci când ei o să vină acasă, să le facem o poză în comun ca să fie. Dar s-au gândit că atunci când dimineața o să vă treziți și o să vă gândiți la familie, o să vă uitați la acest tablou și o să spuneți, oare asta e familia mea? Oare chiar am meritat-o dumneavoastră ținutat? Iată, asta e viața voastră, 41 de ani, e viața voastră, toată. Aici este și cea mare Mihaela, cea îndrăgostită de viață, îndrăgostită de Ghenuță pe care o găsim aici. Și pe Dănuță, și pe fetele noastre, și pe dumneavoastră. Și știți, domnul care a făcut acest tablou a zis, dar ei sunt frați gemeni? A întrebat de Dano și de Ghenadie. Știți, soarta așa a vrut că Mihaela să se îndrăgostească de o copie a fratelui. Zic, da, sunt deja frați. Nu de sânge, dar de suflet. Cred că vă aparține. Toți acești oameni sunt ai voștri. Ei sunt alături de voi și la bine și la greu. Și niciodată nu o să cedeze atunci când o să aveți nevoie de ajutor. Acest spumant este pentru alegoria așa un pic amarul care cred eu că îl simțiți acum sub limbă. Este spumantul pe care cred eu singur am să-l duc, n-am să rog fetele să-l duc. Pentru a gusta această dimineață. Eu cred că ceaiul deja a fost servit, cafeaua la fel, este permisiune, nu să mai servim și ceva mai acrișor. Doamna Maria, îl pun așa la o parte ca nu cumva să-l vadă fetele. Rublișoară. Câte rublișoară, da? Da, dar știți ce m-a rugat pe mine să transmit ceva? Te rog, mamă, să nu cheltui banii aceștia pe fete. Nu sunt un caz. Dar pe pantofi, pe rochi și pe cosmetică, e adevărat? Numai pentru mama, singură pentru ea să... Nu mă uleg pentru mama. Nu. Deci promisiunea, uitați-vă cât smartură să aveți astăzi. Să eu cinstit spun, nu mă uleg pentru brățele. Deci eu cinstit. Dar ea spune drept, te-ai gândit la așa surpriză? Dimineața. Eu mă gândeam să le spun, zic, Doamne ferește, când fug, ies din Mograd și mă duc. Nu, n-am venit prea rapid. Așa.
Gata? V-ați gândit la o dorință? Mânica, doamna Maria, v-ați gândit la o dorință? M-am gândit? Da. Eu număr până la 3 și aceasta să fie dorința care o să se realizeze. Când se deschide granițele. 1, 2, să fie dragostea acasă. 3, bunica, să plec! Ia Nuțu! Important să ne fii sănătoasă, că în rest Dumnezeu are grijă și încerci și-o de ce faci pe mulțumim pentru că ne oferit și ne oferit. Eu sunt la mulți ani, mamă. Tot o să fie bine. Tot o să fie bine. Ați deschid așa să fie bine. Mamă, te iubesc. Fii sănătoasă și îți mulțumesc din suflet că ai grijă de fete și de noi la mulți ani. La mulți ani, scumpă noi te iubim. Da, noi te iubim. Să mulțumim pentru tine. Și eu vă iubesc. Mulțumim la toți care acolo, care s-a alături. Băieți și fete, mulțumesc mult că m-ați văzut iarăși demnă de a fi în fața mamei voastre, o istorie frumoasă a familiei. Și eu zic că dacă mama voastră va vrea vreodată să scrie o istorie a ei, eu am să fiu prima care am să cumpăr cartea respectivă. Fiindcă în sfârșit se vede că munca are rezultate, iar rezultatele acestea sunt chiar frumoase. La mulți ani și vouă, să vă iubiți mama! Da-ți papa! Da-ți papa! Doamna Maria, știți că eu de fiecare dată după ce spun mesaje de felicitare pe care mă roagă să-l transmit copiii, eu spun și ceva cei ce văd și cei ce se citește printre rânduri. Eu cred că astfel de femei ridică țări, ridică familii, ridică nepoți. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența voastră în această zi. 1, 2, 3 și 0 dulce! Știu că asta-i tot ce-ți dorești, mamă, mult.
mama.